Problema este că legislația nu permite pe operatorul principal de grid depășirea unui anumit plafon. Chiar dacă ai acești bani. Întrucât legiuitorul a gândit când a dat acel ordin să perceapă ca sistem bugetar inclusiv entitățile autofinanțate. Deci care nu, depind, nu, primind, nu primesc alocații bugetare din, din bugetul local. Cum este de caz de față, e contextul entitate în, care se primească credite bugetare de la nivelul primăriei, dar este percepută ca element bugetar, și acest motiv a fost luat în calcul la momentul octombrie. Anul trecut, 2010, când s-a dat acea hotărâre, care a luat în calcul toate statele existente pe unitatea administrativă teritorială, la acea dată. Marea problemă a fost... Cum a făcut angajările dacă nu avea asigurat finanțarea? Marea problemă a fost că utilajele s-au cumpărat mult mai târziu, în februarie. Și atunci s-au făcut angajările în baza unui buget prognozat, dar în plată nu erau decât cei care erau atunci, în octombrie. Asta însemna că pe rând trei primării s-a depășit plafonul de, de cheltuială. Deși le-am explicat că sunt autofinanțate. Asta ca să revin la ce am plecat ca să prezentăm această societate cu răspundere limitată. Și le-au pe rând toate în punctul de vedere pentru a avea în vedere eventuala îmbunătățire. Legat de reprezentantul legal. N-am niciun fel de orgoliu și n-am niciun fel de probleme. Este, pot spune, o chestiune mai mult decât minora, pentru că eu, în calitate de primar, sunt reprezentant legal al unității administrative teritoriale, de acest, din acest motiv rog ca în toate actele să fie trecut secretara Consiliului Local, doamna Mitruță. Trebuie să fie reprezentant al unității administrative teritoriale, doamna secretar Mirța Mitruță, nu e nicio problemă, orică e primar, orică secretarul Consiliului Local, poate să fie și ea reprezentant al unității administrative teritoriale. Marea problemă este legată de faptul că Consiliul Local nu are personalitate juridică și J. Deci nu are cont în trezorerie, nu figurează pe personalitate juridică. Nu poate să fie acționar ca entitate juridică, pentru că nu are această personalitate juridică. Municipiul de Cluj, ca unitate administrativ teritorială, este într-adevăr reprezentată de primar și Consiliul Local, dar deținătorul de acțiune este municipiul de Cluj. Deci unitatea administrativă teritorială și manifestă prerogativele prin Consiliul Local. Deci cam asta este gândirea în care am mers. Deci unitatea administrativă teritorială să-și manifeste prerogativele prin Consiliul Local ca asociat unic, ca for deliberativ cu forumul și tot ceea ce înseamnă activitatea. De ce SRL și nu ESA? În primul rând legat de greutățile de înregistrare pe care le întâmpinăm la Registrul Comerțului, pentru că nu acceptă în societate pe acțiuni cu acționarul. Așa a fost o dispută foarte mare la momentul în care am înființat piața zonei verzi și nu numai la nivelul nostru, la nivelul municipiului Galați. Noi am reușit să ne strecurăm, la Galați a ieșit cearta și mai mare, că n-a vrut să accepte această soluție și m-am mutat și o idee de la municipiul Galați care a înființat SRL. Deci are SRL la administrarea domeniului public și privat, e SRL făcut de Consiliul Local Galați, așa cum am inventat eu această structură, în cât timp ele sunt două forme juridice prevăzute în legea 31, Consiliul Local poate să facă fie societăți pe acțiuni, fie societăți cu răspundere limitată. La societatea pe acțiuni, într-adevăr, apare și Consiliul de Administrație, dar asta înseamnă niște costuri suplimentare. Chiar dacă nu sunt foarte mari ele, dar faptul că cei 5 membri ai Consiliului de Administrație și cei 3 centori sunt plătiți, înseamnă niște cheltuieli suplimentare pentru administrația locală și nu văd de ce ar fi neapărat o problemă. Din acest motiv am mers cu ideea de SRL și pe ESA. Legat de organigramul, sincer, mă să obiectivem obiecțiile dumneavoastră, dar de fapt e organigrama în vigoare. Deci organigrama asta e cea care este în vigoare în momentul de față la Ecotec Serviciu Public, care de față nu este... Deci asta e organigrama în vigoare, dar avem în momentul de față, doar pentru că nici nu s-a mai uitat cineva să vadă dacă trebuie modificată sau schimbată. Deci trebuie schimbată, într-adevăr, și corelată cu acest element. Deci observația asta este pertinentă și o să trebuie să o coroborăm cu materialele în cauză. Legat de ce nu merg pe ideea de a prelua piața, pentru că nu aș vrea să fac o societate imensă în care nu mai pot să văd veniturile și cheltuielile. Deci, din două elemente care sunt oarecum rentabile, le fac într-un coș comun și mă crez un conglomerat ăsta care se ocupă de toate activitățile și administrarea pieților, și cimitir, și parcări, și zone verzi, și salubrizare, și groapă de deșeuri, și zone verzi, ca într-o anumită situație să pierd controlul rentabilității, că de fapt asta, pe centri de profit poți mai cu atenție să urmărești, dar aș putea poate găsi o variantă în care să luăm iar zonele verzi, că zonele verzi astea de fapt un fel de cerușăreasă, dar în zonele verzi, dacă am luat
lua probabil din coace pe, pe piață, atunci ar putea să continue și în viitor să meargă pe sistemul ăsta de serviciu public la, la primărie. Legat din obiecțiile pe capital social și posibilitatea de a se gestiona sau de a intra în parteneriat. Evident, este o chestiune cu tropul de sare, pentru că să punem prima oară prezumția de rea intenție. Deci ideea că cineva este rău intenționat și ar vrea să, să producă ceva rău, lucru care nu s-a întâmplat 7 ani și jumătate, cel puțin că sunt, de când sunt eu primar, niciodată nu am acționat cu rea intenție și nici consilii locale care au fost în acești 7 ani și jumătate. Care este, de fapt, elementul delicat? Groapa de șeuri. Acest element este mai mult decât delicat, pentru că și dumneavoastră a spus-o și am spus-o și eu și s-ar părea că tot plângem unii în fața celorlalți. De ce am cedat din autonomie și am transferat apa canal la nivelul Galați? Pentru că așa au fost regulile jocului stabilite la aderarea României în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană a spus, nu vă dăm bani în anumite zone, decât dacă există un operator regional coordonat la nivelul județului de o asociație de dezvoltare intercomunitară și în aceste condiții vă livrăm bani pentru a vă moderniza sistemul. Ei, dacă la apă canal instinctul mi-a spus că nu aveam de ales, că nu găseam nicio sursă de finanțare și atunci cei 27 milioane de euro pentru extinderea rețelelor de apă și canalizare erau vitale pentru Cuci și am mers pe această idee, nu în aceeași situație m-am găsit pe salubrizare. Dar la salubrizare e exact aceeași condiție. Deci Galațiu ne impune un parteneriat în care dacă nu intrăm în această asociație de dezvoltare intercomunitară Ecoserv Galați, unde fie vorba între noi, Ecoserv S.A. Galați, este societatea Consiliului Local și a putut să ia în gestiune directă salubrizarea, că și-a apărut interesul, dar acum vor să facă din Ecoserv un mastodon județean, care se preia și nouă salubrizarea și tot ce mișcă. Ei, în aceste condiții, vă dați seama că nu mai avem altă soluție dacă banii europeni sunt blocați decât să căutăm un partener strategic. În baza unor studii de fezabilitate, în baza unui management adecvat, care să ne poată spune, domnule, astea sunt exigențele noastre pentru crearea unei grupe ecologice, atâtea zeci de milioane de euro costă, atâția sunt banii care cerem de la un investitor strategic, asta punem noi și astfel putem să realizăm groapa ecologică din 2007. Fără a mai trece prin calvarul unei asocieri Consiliul Județean. De asta în acest material am lăsat cale liberă spre găsirea unui, unui investitor care, evident, ni l-am dorit să, să apară, dar nu știu dacă va apare. Pentru că nu e deci dincolo să, să bagi câteva milioane de euro într-o groapă de eșeuri, dar până la nivelul ăsta avem nevoie de studii de fezabilitate aprofundată, avem nevoie de un management performant și avem nevoie și de un nou impuls la... la această societate, fie că rămâne serviciu public, fie că o facem SRL, ESA, o dăm la, la piață, instinctul spune că am nevoie de un, de un suflu nou, de un nou impuls, pentru că s-a întârziat în, în anumite zone nepermis de, de mult. Inclusiv în această zonă de proiectare, care eu fiind de la începutul anului, am nevoie de o stabilitate, vreau să știu cât mă costă un depozit, vreau să fac o asociere comună de nord, vreau să știu că am câte deșeuri să vor aduce în decurs, să pot să planific un studiu de fezabilitate și toate aceste exigențe ale mele care răspund la începutul anului, din păcate, nu s-au realizat într-un document în care să-mi spună, da, domnule, ne asociem cu următoarele 7 comune, asta înseamnă un număr de 142.000 de persoane, pe acest 142.000 de persoane fac tema de proiectare, la sensul de fezabilitate, el se transformă într-o exigență legată de o anumită suprafață în teren care poate fi alocată pe acest studiu, vedem după aia un studiu de fezabilitate care sunt banii care însemna realizarea acestui obiectiv, vedem dacă putem duce pe umeri proprii buget local, nu putem, căutăm parteneri. Cam asta este ideea strategică legată de deșeuri. În această etapă este doar soluția de a evita această blocare în care nu ne dăm voie să luăm calabri, dar viziunea strategică este mult mai pretențioasă pe, pe deșeuri și ea de fapt e pe două dimensiuni. O dimensiune în care am stabilit de comun acord cu dumneavoastră ca problema salubrității, fie că vorbim de stradală, fie că vorbim de menajeră, într-un viitor pe care îmi dorim că doar să fie făcută în gestiune proprie. N-ar vrea să mă întorc chiar în discuție să spun, nu doar că acum trebuie să scoate la licitație. După ce am investit bani în utilaje și avem utilaje performante și putem face această activitate în, în condiții de rentabilitate, costuri mai mici pentru administrație publică, să luăm acum invers. Să spunem, nu doamne, acum iar le scoate la licitație, acum sunt buni cei care până mai de acum un an de zile erau considerați ca torționarii noștri pentru că prin activitatea pe care fac salubritate, ne jupoaie pe noi.
Ideea este că în timp, în 2 ani jumate, când ne-am luat acest interval, noi să putem cumpăra și mijloace ca să facem salubrizarea menajeră, ca întreaga activitate de salubrizare pe tecuci să fie făcută în sistem public, dar acest lucru de salubrizare nu are cum neapărat tangență sau legătură cu problema gestiunii deșeului. Deci trebuie gândit un anumit sistem în care, la un anumit moment dat, va trebui să avem o entitate în subordinea Consiliului Local pe partea de salubrizare, o entitate pe deșeuri, iar problema zonelor verzi, care și aia, evident, este importantă, poate fi rezolvată în un mai ușor, pentru că presupune direcții strategice sau sume imense, deci de ordinul milioanelor de euro, cum necesită un depozit ecologic, cum necesită niște mașini, dreptate, adică am dat 11 miliarde pe două mașini. Acum, probabil, încă 10-11 miliarde ar costa 4 autoguvernare, ca să avem dotarea necesară să facem toată salubritatea în tecuci. Deci, undeva la cât 250.000-300.000 de euro ar mai trebui, care ar fi oarecum posibil de susținut de această entitate economică. Spun entitate pentru că n-am stabilit încă și preună pot stabili. Că noi n-am parte prin neapărat să o fac spre LES sau ESA sau să o bag în serviciul. Decizia trebuie luată în comun și asta e situația. Nu sunt neapărat deținătura adevărului absolut, dar ceva trebuie să facem. O rupim în două, îi luăm doar zonele verzi și îl ducem înapoi la piață și o mai ținem în sistem public dacă reușesc să obțin aprobarea și în decembrie să îi dea salarii, oarecum nu s-a schimbat anul bugetar și din clipa respectivă pot să fundamentez bugetul ca să-i țin în continuare și ca serviciu public. Intuitiv, dacă nu mă strecor cu ultimele două luni. Deci noiembrie care se plătește în decembrie și în decembrie care se plătește în ianuarie, până la fundamentarea bugetului pe anul viitor. Este și asta o variantă. Dar, până la urmă, cred că activitățile astea care sunt oarecum cu un pronunțat specific economic, e cam forțat să le ții sub umbrelă publică. Totuși, activitatea salubrizare e o activitate economică. Ei trebuie să meargă oarecum pe principiile competitivității economice și nu neapărat sub umbrela asta, activității publice, contract direct cu primăria. Având monopolul, trebuie să nu mărească prețul. Adică, dar